Ia zic. Eu sunt șofer. Nu v-a acordat prioritate, nu a avut nici transfisa, niciun semn de frânare, nimic. Avea și viteză? Viteza avea viteză chiar mare. Deci v-a apărut pur și simplu în față? Mi-a apărut în față, n-am avut ce să mai fac și s-a întâmplat ceea ce... Deci a intrat în intersecție fără să se asigure? Fără să se asigure nici să schițeze vreo urmă de frânare sau ceva. N-ați mai avut nicio șansă. Ce oameni erau? Poliția! Oprim oxigenul, da? Și ăsta vreză foame. Aici, în poziția... Aici, vă rog. Total câte victime sunt, doamnă doctor? Deci noi am găsit 4 victime, 2 sunt decedate, una deja a ajuns la UCU și una este în mașină în 12 MB. Cum vrea să-l fac? Nu e fața ta? Conducătorul unui autoturism nu a oprit pentru a se asigura și nu a acordat prioritate de trecere a unui autovehicul tip cisternă, ocazie cu care a intrat în coliziune cu acest autovehicul. Din evenimentul rutier a rezultat decesul a 2 persoane și rănirea altor 2, toți pasagerii în autoturismul care nu a acordat prioritate de trecere. Deocamdată se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc acest eveniment rutier. Mai comentar! Mai odată!